Tak, 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 Salut, bă, șacalilor! Ce faceți? Bine ne-am regăsit cu toții în minunata mea bucătărie, deoarece, dragii mei prieteni și urmăritori și oameni care nu mă urmăriți, astăzi facem sneak bucătar bărbat adevărat. Atenție! Nu bărbat, bărbat! Am mai auzit greșeala asta și țin socolite, nu-i bărbat, îi bărbat. Denis, vino cu mine, filmează aici. Dragii mei prieteni, v-am întrebat pe Instagram ce vreți să gătesc, ce vreți să vă învăț să gătiți și toată lumea a vrut burger. Așa, fraților, uitați-vă aici ce minunății am luat de la mama natură. Mulțumim lui Dumnezeu că putem să luăm toate astea și eu că doream cu bani. Asta nu zice, doream. Mulțumim lui Dumnezeu să rămână doar. Eu zic să trecem la treabă, să-i facem lui fratele meu un burger adevărat rău de tot. O să vă învăț toate tainele pe care le știu eu cu burger. Ce zici, bă, o să iasă? Bă, dacă te-ai dat și un tutorial, eu zic, nu mă uit, bă, lasă-mă tutorialul tău, bă. Fiți atenți aici. Nu uitați să lăsați un like dacă o să vă placă rețeta. Am luat așa, carne tocată și așa de pui. Și multe chestii, da? Eu știu să... așa, și să începem să... Ratat! O să-ți fac un burger cu sos de-al casei, cu cartofi bunuți. Așa se numește. Burger cu cartofi al casei, cu sos bunuți. Hai, fraților, ca orice bărbat ne spălăm pe mâini, pentru că mi s-a reproșat în comentarii că eu nu m-am spălat pe mâini și că am lins mâncarea și că mi-am suflat muci și după am gătit. Și ai și scuipată mâncare. Și am și scuipat. Și mă număr și eu printre ea și mama. Care... E, aparent, nu este problema mea. Aici gătim ca vikingii, băi, bărbați. Așa că luați-vă după mine. Hai să vedem. Bun, așa, dragii mei, ce mai faceți? Sunteți bine sănătoși? Avem aici cuțitul de vânătoare. Pe asta le iau de obicei când merg în pădure, în caz că mă prind porcii mistreți. Și se taie carne. Când mai ia farfurii, dacă mai aveți? Hai, cum mai e una? Mai filmai acolo. Așa, am luat de astea, uitați-vă aici. Bă, rata, te-ai spălat pe mâini? Da, mă, prostule. Cu o săpun? Asta trebuie să e bună? Hei, snic, dar... comestibil vreau să fie. Ai văzut, frate, crustița crebi? Crustița crebi? Yeah. Nu, că e rețetă secretă. Este rețetă secretă. Ei bine, eu am acea rețetă secretă, fraților. Deci hai să vă explic. Ar mai am parfure și rămâi fără. Uite, o, cum arăși aici? Bosulică, mă, dar eu știu să fac papa bun. Poftă bună, dragii mei. Cum era? Frumoși mei urmăritori. Poftă... Cum? Gurmani. Dragii mei gurmani, poftă bună dacă mâncați, dacă nu mâncați, ei bine, veți mânca cu mine. Poți să rogi prima ta să-ți desfac usturoiul? A ce miros? Bă, deci miroa când mă gândesc cum o să fac de viking. Puh, doamne, ce bun o să iasă. Trebuie să punem și un pic de boia. Asta este pentru, doar pentru burger, că noi o să facem un sos al casei, sosul bunuț, după. A, da, dar pe asta doar facem să le dea carne, de aromă la... Ce îmi pui, bă? Nu știu asta. Trandafir. Dacă trebuie. Dar, m-am murdărit. Un bărbat, bărbat adevărat. Un bărbat adevărat se murdărește. Așa că, fraților, nu vă fi, nu vă sfiiți să vă murdăriți. Deci aici ce am făcut? Am pus un pic de ăsta. Ia să vedem dacă e bun. Băi! Așa gustau vikingii, ești prost, nu dar te mai... Dar nu ești viking, ești un căcat de fapt. Sunt viking, ești prost. Zeu, Thor, Odin, Freyr. Odin, Loki, tu ești rab. Bă, nu scui... Dar n-am scuipat acolo, dar... Bă, dacă scui mă juri pe deci, viața mea, dacă... Nu ești prost. Dau la derepice, unghii ăsta. Derepice, imediat. Acum uitați-vă cum faceți o biluță. Vezi, ratatule, cum se formează? Ratatul chiar sper că te-ai spălat pe mine. Ratat. Ratat, sare pe aici. Dar ce vrei, bă? Așa gătesc bucătarii bărbați. Vezi, ratatule, trebuie să devină așa o crustița crebii, practic. Vezi, asta este crustița crebii. Așa, ratat. Bun. Dacă voi, fraților, veți învăța să gătiți, este o zicală stoică de la însuși Marcus Aurelius, care spunea, dacă însuși de gătit vei învăța, da, multe gacici tu vei avea. Așa că învățați să gătiți. Bun. Câte straturi de carne faci? Un singur strat. Câte? Și cu de barbecue. Păi, bine, sper să nu fie prea mare aceasta. Mâncați, așa că mi-ai dat. Ce vrei, bă, dar sare când mâncarea e bună. Vrei să pupi? Bă, nu. Trebuie pupată. Dacă pupi, ia, uitați. Dacă pupi, nu ai dragoste. Eu vă iei scârbă. Îi dai dragul. Ratat, îți bagi. Taci, că trebuie să-i dai dragoste la cărniță. Prostule. De-aia nu-ți iese nimic ație. Uite, vom face 3 burgeri. Unul pentru tine, unul pentru mine și unul pentru unul dintre voi. Cine m-a dat like la videoclip și v-a scrie pe Instagram: hei, Snic, vreau burgerul viking cu sos bunuț. Îi voi trimite burgerul cu sos bunuț. Uitați-vă, domnilor și doamnilor, cât de frumos poate să arate.
Și nu este, este un burger generos, după cum puteți vedea. Nu este de asta de te duci în oraș, dai 50 de lei și ți-e foame mai rău. Bă, da? Tu să-mi spui la final ce preț. Da, bă, sulic, stai așa. Dar bă, mai las-o, bă, oleacă, ce faci? Da, aici, apă să mă spun, nu vezi că am spălat vasile înainte de clip? Am fost adevărat, bucătar barbat, bine. M-am și tuns, iar atele linii la spate. Ia uita și acolo. Nebunie, viking, ca Ragnar mi-am făcut. Ragnar Lodbrok, să nu ziceți acum. Deci uitați-vă, fraților, ce aveam acolo. Deci era marea secerare. Deci era evenimentul de cine tunde mai multe lucerni la mine în cap. Și acum... Desfacem așa un cinematic și aici. Așa, fă, filmează aici. Mi-am făcut două. Dar David, îmi fac patru linii. După cum puteți vedea, avem aici... Roșii. Roșii. Ce am mai luat? Ardei. Iar aici avem cartofi. Vom face o tranziție extraordinară. Cum sărim direct de la cartofi la cartofi tăiați. Filmează o leacă, boss. Wow. Ce-i scrie? Snic bucătar barbat adevărat. Snic bucătar barbat adevărat. Puteți să gătiți. Bucătar barbat. Uitați ce tranziție nebună fac cu fratele. Ia. Wow. Ia uitați ce tranziție bună. Cum am făcut? Ce? Cum să nu? Ia uitați cum a ieșit cartofii. Dar aceștia sunt cartofi de viking. Acum vă explic eu ce facem. Trebuie să ștergem tigaia. Ce vrei? Uneori tigaia... Nu trebuie să speli tigaia mereu, ori asta trebuie. Știi că dacă faci duș de prea mult argent, e rău? Așa e și dacă speli tigaia. Dar e rău nici dacă nu faci deloc. Știi, nu? Așa spui tigaia, da, eu n-am mai avut timp când sunt mai bine pregătit acest episod. Tehnic, dar în ce constă o mâncare de viking? Că te-am tot auzit spunând data de viking, de viking, de viking. Mâncarea de viking, fraților, vă dați seama că este mâncare de viking. 1. Când o faceți cu mâna voastră și nu stai la mătat să-ți facă de mâncare, cum face fratele meu, pentru că încă nu a devenit viking. 2. Când se duce aici. Păi și dacă îmi fac o pâine cu nutella de viking? Nu, în pușca mea are proteine. Zi, are proteine? Nu. Tot ce nu are proteine nu este de viking. Ce-a fost tip de pui din care ai mâncat și tu astăzi? Ca idee, i-am dat din mâncarea mea. Ca idee. Cum face, bă, șef Scărlătescu să facă mâncare fără sobă? Șef Scărlătescu. Și ce, eu nu sunt? A, eu doar bucătar. Uite, fii atent, când faci mâncare mai bună, îți cumpăr un de ăsta și îți scriu șef. Șef Nic, bucătar barbat, adevărat. E nici sper că e spălat pe mâini, nu? Punem ca să iasă buni. Cred că am pus un pic mult. Măcar miroase bine. Bun, cu ce mai punem? Cu? Punem și usturoi să aibă gust de usturoi, nu? Așa, ca idei, de gust așa, bam. Ia, hop, cadru ca George Bunici, așa, hop. Bă, dă-te bă că dau pe cameră. Așa, ia uitați și cartofi, bun, păi și ce cartofi, ia să gustăm. Bă, Snic, bă. Trebuie pupat. Băi, mâncarea se face cu drag. Tu crezi că măta nu pupă mâncarea când o face? Nu, deci eu acum, eu aici sunt oamenii. Voi vă întrebați cum fac așa. Ei bine, știu să gătesc, nu ca voi. Hai, veniți după mine. Veniți. Au. Ca idee. Este prea prost asta. Chiar grecesc. Nu știu că trebuie, mai mult. Am mai multe dintre la camera. Bă, da, știi că ai zoom la camera, nu trebuie să te bagi așa cu ea. Păi mai arată mai bine așa. Așa. Ce mai trebuie în sosul ăsta? Maioneză? Nu știu cât trebuie. Nu știu. Era tot țiter la camera asta. De când a las-o, bă! Așa trebuie să audă. Bă, era dracon. Așa mă prost. Bun, usturoi din nou. Cred că cam mult usturoi în această zi. Rata, poate mănână usturoi cu sandwich. Ești prost? Un viking se descurc cu ce are. Păi, dar vikingul ăla acasă n-avea, frate, pământ sare. Se ducea în Anglia, da? Cura lui aia pământ se sare acolo, pentru că în vikingia e rece. Așa că vă mai pune maioneză. Maioneză? Maioneză. Am luat și un sos de acesta, de chinez, de soia. Ce e soia, Snic? Nu știu exact. Soia este... Spune ceva despre soia, unde crește, ce... Deci, se găsește în Republica Moldova. Da, doar în Republica Moldova? Da, este la un animal destul de feroce. Care? Cum se cheamă, știi? Capibara. A, capibara. Bă, nu știu ce... Bă, asta nu trebuie să vă ce gustare. Taci! Bă, foarte bă, ce e ce ai făcut, bă? Taci, bă, că-i bun! Taci și filmează vikingul! Filmează vikingul! Pune usturoi să ducă gustul. Ketchup. Cred că prefer fără sos.
Cred că pui de chestia, tot am trebuit să tot. Lasă aici, să fii viking, ești prost. Ori ești viking, ori nu. Ia ieși, bă, din casa asta, dacă nu. Bine, bă. Bă, nu pleca. Ca idee. Bă, dar ce faci cu cioarbă? Prostule. Ce bun e. Viking. Hai, bă, prostule, și învață. Da, bă, și învață. Înseamnă cu altceva. Asta e din Amazonia. Din Amazonia. Ai văzut vreodată Avatar? Am văzut. Cam așa este, ca idee. Da, un viking nu stă la de-astea. Stai, mă, prostul. Că știu să... Bă, ești prost, bă, ești dacă prost. Dacă îmi pune o cață în capul meu și mă duc și deci dau bani. Da, culmea, hai să... Deci dacă nu se primește asta pe burger... Nu, fii atent, prostule. Fii atent, deci o să fiu cât se poate de sincer cu tine, pentru că eu n-am pe cine să mint. Nu vreau să mă fac parlamentar, fii atent. Da, tu ești bună în familie și ți-ți place foarte... Hai să gustăm, ca idee. Șați-vă capul meu. Dacă ăsta nu este cel mai bun sos. Cafe de acum, cafe din capul meu. Ai, cam păr. Dacă vrei, ești prost. Dacă ăsta nu este bun, tu să n-am parte. Hai, hai, filmează aici. Da. Roșia, stai așa. Nu contează dacă ți-tu este bun. Bă, dar să tai pe mijloc, ești prost. Mă, ta, eu așa știu. Tai și pe lângă. Bă, da, ce mă, prostule. Nu mă bucătar. Prostule, asta se taie că este de rău trăbitoare. E de rău trăbitoare. Nici vikingii nu mâncau așa ceva și vikingii n-au puternic. Oricum ți-ai pătat alea de roșii, ca să știi. Hai, filmează aici! Aaa, păi de asta, dacă nu-i de la mama, e țară de origine, România am luat-o să fie. Da? La mama n-ai bine. Fiți atenți! Îmi pare rău, această, dacă cade asta, ești prost, răgător. Dacă pică asta, răgător. O să miroasă... Închide ușa! Pregătim pentru cursă. Așa, tigăile se încălzesc. Bun! Fraților, vreau să fiți foarte atenți la mama naibii. Nu uitați să lăsați un like, amă de bazuca. Uitați-vă cum sunt, fraților, la mama naibii. Let's go, să punem pentru crustițele Krabby. De și pentru cartofi. Ulei. Bă, trebuie și prost, prost. Cartofi prăjiți și mănânc aici. Asta este, oricum nu mai am. 11 lei, bă, s-o scumpi. A, uite, bă, cât bani are, bă. Bă, deci am văzut eu. Mult, deci bă, am văzut la Florin Dumitrescu, că a pus el, dacă a pus Florin Dumitrescu. Băi, Florin Dumitrescu, e șef, tu nu e șef. La mama naibii, ești prost. A, uite, aș știi ce voi să las nicăt. Ce prost ești. Da, când îi mănânc eu din bucătăria cu ei. Nic expos cu gândași pe pereți, vezi cum... Mamă, bă... Mai facem o dată, frate. Așa trebuie. Băi, dacă are firii de păr în ea, să ne bucurăm măcar că acum... Are ce să-mi cadă, că înainte... Uitați aici crustița Krabby, da? Da, o vedem. Bă! Bă, ai grijă, poate să are... Prostule, că ești dezbrăcat, rasa mai filmează singur, mă, bă, ține acolo că trebuie să pun crustițele. Rata, atent. Taci, prostule, că mai am una. Ține, cum adică ești barbara? Mamă, singură crustiță Krabby, nu când am țipat. Taci. Hop. Bate-l la... Hop, bă, nu. La poponeață, unde dă luci crește. Hop. Oha, oh, yeah, baby. Crustițele sunt oficial gata, dă-te să mă spăl pe mâini la mama naibii. Hey Siri, set a timer for 5 minutes. Yo, oare pornit și ce-i spus? 5 minutes. Counting. Wow, te-o pornit. Ca idei, nu întoarcem astea 5 minute. Bun, fraților. Ce prost. Bă, ce prost ești. Dă-te! Ce fai grijă? Mă duc în fragilie. Nu! Stai, suntem viking, ești prost. Așa. Și când e sănătoasă asta? Nu este sănătoasă? De ce să nu fie? Așa mi-a spus mama. Ești cu măta aici? Nu, adevărat. Măta, este măta aici? Că nu, plătește nu. Măta chirie aici? Nu. O cumpăra măta astea? Nu. So, ai mâncat de la măta sau de la mine? De la tine, măta nu mi-a dat azi. Ca idei. Ei, dar nu crezi că am gras, uite, aia de acolo. Da, bossule, eu ți-am zis, tu la restaurant mor de foame. Dai 50 lei și mor de foame aici, să-mi zici cât ai dat și săturate, da? Aspectul este ceva ce punem noi preț pe el, dar aspectul nu contează. Dar tu morți, măte, de ce stai acolo? Mă cac în capul tău, că am aici, am pus acest, gata. Moară mă ăsta, dacă nu fac cei mai genial burger. Păi, ce de dracu ușa? Ce părere ai de cartofi ăștia, Ștefane? Tehnic, îți mai, dar știi... Stai, că ți-i servesc cu parmezan, cu brânză, stai... Vreau să te întreb dacă vrei să facem o caterincă. Vrei să iau brânză de asta? Să o pun mai mult, să o pun într-un vaz la microunde să încălzească foarte tare, să topească, să-ți pun peste cartofi. Da, oare ar merge? Da, faci loaded fries. Loaded fries, yes, îți fac. Deci are și bine? Are și bine. Bine, atunci ai să, ca idee. Bă, lăsați un comentariu, ați mâncat la restaurant? Bine, nu știu cine a stat până aici. Dar în caz de ați rămas până la videoclipul ăsta, dacă mi-aș face restaurant, ați vin la mine să mâncați, să muriți voi dacă nu. Care nu vine proști și nu mă iubește, dar legit așa. Sincer. Cu prețul relativ ok.
Luci! Taci, băi, taci! Ce de unde? Dar nu te mai dat, ce da? Pușca mea, iau, că las, ratata mea, că-i dat pe jos! Tu crezi că... Cum crezi că am gătit mâncarea de mâncat azi? Crezi că nu au căzut cartofii pe jos? Bă, du-te-n pușca mea, bă! Bă, vikingi... Ești prost, dacă și vikingi să... Ei, stai să vadă, mama... Mamă, dai dau bloc, nu mă ta și mai. Eu smart-ul aici că dacă îi dau bloc pe canal, nu știi să mai. Hop. Trebuie pe tine. Deci nu prea arată cum e sigur. Hei, Denis. Ești prost sau te prefaci? Da, totul e mic. Asta observ și eu, dar dacă n-am lingură de aia. Dacă nu o să mor pe rata pe dacă nu o să-ți placi. Deci lui frate meu nu-i prea plac cartofii, că e prost. Nu, îmi plac, dar nu pot să mănânc mulți, sunt foarte picioși. Filmează cum pun parmezan. Filmezi. Așa, iar acum, pornim din nou focurile, porniți cealaltă. Porniți motoarele. Zi, ratată, îți place cu mai mult bacon sau cu mai puțin? Nu, tu ești bucătarul. Bă, ești eu bucătar bărbat sau ce ești? Eu sunt. Da, haide, bă! Bă, Snic, dar îți bagi joc de mâncare, bă! Sunt frumos, bă. Dar nu se deschide asta. Bagi joc de mâncare, de frumos așa te vezi Dumnezeu. Bă, ești prost, nu știu cum, eu n-am mâncat în viața mea de asta. Păi ce scump, fraților, nu mi-am luat niciodată că e cam scump, să mă mint? Bă, uite carnea, așa cu doar vețime, ești prost, cred cu aia pui cealura, pui... Bă, toate-s la fel, ești handicapat? Ești handicapat, unde-i pus tu carne? Uite, a... Mi-am pus cealurul ăsta. Amount of disrespect Denis has given to me. Așa. Denis is starving. Veniți repede la bani, cum o spăl pe mâini. Venim, închidem un șapă de mușa. A, arde asta. Mamă, Snic. Să mor de mâncare. Veniți. Da, ce bun o să iasă prostile, vină cu a. Nu știu ce să zic, Nic. Taci prostile, dă cartofi cu a. A, du-te, bă, închis. Ia și toarnă așa, Nic. La frige. A, ești prost, frige, morți să mă tii de prost, de ce te-am ascultat? Da, bă, ești prost, ești prost. Doamne, dar cum să arăți așa de bine, ești prost? Deci mă pozezi și pun poză pe Instagram cu ce am gătit. Ca idee așa. Deci îmi fac restaurant, să mor. Ia uitați-l bărbat cum vine acest bacon. Că aici Nic arată bine. E, aia zic că se arată bine până la urmă. Ia uite-l, dar și miroase a bacon, nu? Miroase. Bă, bărbații gătesc mai în mizerie. Asta să știți de la mine. Dar ce bun sunt acești loaded fucking fries. Au, ce capanat. Ce bun sunt acești loaded fucking fries. Ei, Nic, și cât lăsăm chifteaua la prăjit? Bă, dacă nu mă... Ups. Bă, Nic, bă. Ups. Știi că eu am filmat mai devreme jegul de acolo. Ia uite lângă ce să chifteaua și baconul. Care, ce? Ia uite. Ce? Roșiile s-au sfeclit până când... Na, mă, Snic, dar s-au filmat. Ma, da, mă, Snic. Eu, Snic, m-am făcut foarte să deschidă. Cum am făcut? Wow. Ca să pui așa, pe tăviți, trebuie să pui o roșioară, un castravete, un ceva, ca să pui frumos. A, uite, pe ziar mi-a pune. A, uite, mănânc, dă să mănânc. Da, și da. Bă, deci eu atâta zic. Eu vreau doar să văd dacă o să-ți placă atâta. Fii atent, ce-l fac aici, ții? Au, ce șterge cu mâna. Aici începe rețeta adevărată. Deci abia de acum, da? Sos, da? Dă-te așa, prostule. Primul e sos, bă? Da, prostule. Faci bun. Ia uitați aici, fraților, bun. În primul rând, ce facem? Bun, am uns cu sos, da? Luăm o crustiță crevi. Asta mai mare eu pun în frate meu. Ia. Hop! Azi! Nic. Luăm o roșie. O roșioară. Are sare roșioara. Dar cum să n-ai? Bă, Snic, bă, de niște fan, tu credeai că uit? Asta credeai Nic, că uit? Dar pune și tu farfurii acolo ca să poți filmezi mai bine. Ideea așa, fraților, așa te iau și vikingii. Hei, Snic, sunt roțeți sau sunt murați? Nu, sunt murați, sunt foarte buni. Mamă, cât de ești, Milică? Taci, mă. Nic, dă tiga aia că fac cinematic. Ca idei, roșie am pus-o? Ai pus o roșie, în scârbă mi-ai pus. Punem un pic de sosuleț. Să curgă așa. Știi? E sigur e bun sosul ăsta. Da, mă, ești prost de tot. Un pic, numai de gust. Un pic de gust, un pic de sos de ăsta. Iar acum, fraților, unde este? La piece de resistance. Unde am pus aia? Uite-o. Ia. Fraților, deci sunt mândru, să-mi bag picioarele, fraților. Snic, ai o piniată de aia să o punem în mijloc? Cum se chema? O scobitoare? Nu, dar... Punem de formă. De formă, nu? Păi, dar e foarte bun. Fii atent, prostule. Mai punem sos pentru fratele meu. Iar acum? Ia. Ca idei, să-mi bag picioarele, ca idei. Acum facem plating-ul, ca idei. A, uite cum se scurge sosul. Aia zic. Și cu loaded fries. Da? Da, fă-mi. Unde? Să pun acolo? Bă, orice ai zice, îl filmezi. Bă, orice ai zice, sunt mortul, nu arată rău, ești prost. Miroase cam prea bine, mă rog. Fără mirosul de ars, dar miroase bine. Bă, hai să facem thumbnail. O să-i mânez farfuria fratelui meu, iar el o să mânezi camera.
Ia-o calma, dacă îmi cade burgerul, mă pis în capul tău. Ia să-l vedem. Da. Hai, da, mai întâi, primul și în primul rând, vreau să vedem ceva. Deci, aspect. Da. Pâinea, bun, am atins-o la că era mai crocantă, nici timp place. Ok, da. Dacă luăm un cartof și vrem o lacă, să luăm ceva, uite. Da, pentru că Snico muncica mult și-o trebuie să facă și tande. Snic, acum vreau să vedem sosul ăsta, fiindcă mi l-ai lăudat tu cu mine. Ți l-am lăudat, hai rata, gustă, sunt mortu. Da? Ia. Luăm așa o lacă. Zi, e ok? Bă, așa, oarecum, cu față că n-am avut. Bun. Da? E bun. Hai, bun. Guste din burger. Deci, hai. Vedem prima, deci, gură. Mușcăm așa, da? Nu vreți cum să fiți bine. Cum vrei tu, hai, mușcă, simte bine, ia. A, zi, bă, haide, bă, sunt mortul. Bă, Denis, zi o leacă, e bun sau nu? Zi. Zi. E bun. Hai. Dragi, de la mine. E bun. Am aici niște... Să bat ora pe brazul. De ce? Mi-a pus o roșie în primul rând. Hop, îți în gură direct. Îți cu gurița. Frate meu, zi, ai cumpărat așa? Deci dacă ai merge la un local și n-ai ști că e al meu, ți-ar plăcea? Ok, hai să vedem, deci aici gândești că e un clopoțel? Pes! Ei, bine! Dar ai un pes, chiar e bun. Pup, fratele meu. N-ai ce să mint, după 3 ore în care îl lași în foc asta de 2 ori. O sunat alarmă. E mortul că chiar e bun, bă. Ia dă, bă, și mie o gură. Ia. Ia să-ți o lați, să gust și eu. Ia. Băgăm o leacă, poate chiar e bun. Trebuie o leacă mai mult ca să simți că nu. Ești prost? Nu știu cum. E bună. Băi, ești prost, chiar e bun, deci să mor acum dacă nu-i prea... Băi, e bun! Concluziile, frate, mi-i place. Și e puține calorii și multiproteine. Puține... Viking, adevărat. Cam asta a fost videoclipul. Dacă vreți să mai facem Snic Barbat, adevărat, bucătar, uitați, lăsați un like, să ne urmăriți pe Instagram, îi mulțumim că ne-au filmat. De fapt, noi mulțumim că până la urmă am mâncat pe gratis astăzi. Codul SNIC 15 pe Fushop 15% la reducere, mai ține câteva zile, după ne întoarcem la 10%. Ce să vă mai zic, ca de fiecare dată, beți apă multă, faceți sport mult și rideți cât mai mult. Noi v-am pupat!